Salutare, salutare și bine ați venit la un nou vlog. Era să zic skate vlog, nu e skate vlog. O să fac un vlog când o să ne mergem să ne distrăm la squash. Astăzi eu cu Bianca, cu Boris, cu Mexicanu și cu doi colegi de muncă de ai Bianca. Eu o să mergem să ne distrăm la squash și vă luăm cu noi. Asta dacă are calitate destul de ok GoPro-ul ăsta, pentru că o să fie lumina cât de cât redusă, dar să sperăm. Da, cred că se vede cadra cu lumina asta. Am cuiat așa, nu? Nu știu. Am cuiat așa? Sau, hai mă. Am cuiat așa. Nu știu dacă am cuiat așa, uite. Memorie de caras, 3 secunde. Da, este încuiat. Să nu spuneți că nu pățiți chestia asta niciodată. Că nu vă cred. Mi se întâmplă des. Țin să precizez că suntem în întârziere, da, am întârziat. De ce am întârziat, Marius? Păi nu știu de ce am întârziat. Că ne-am mâncat și ne-am tolănit. Da, ne-am lenevit un pic în canapea. Am zis că avem timp și uite că totuși, și deși aveam pregătite toate chestiile. Mergem prima oară să luăm pe bunicul. I-am zis că îl iau din fața blocului, din spatele blocului. Și mergem direct acolo, că restul persoanelor sunt acolo deja. Hai bunicule, că acum te sunam. A, scuză-mă, da. Gata. Bă, du-te, dracu, faci de-astea. Te-am păcălit. Bună. Mână, mână. Ești gata? Iar mă pui pănet, da. Iar te pun, jos, nu? Te pun pănet iarăși. Gata, hai. Ai gumă? Gumă? A, gata, hai să mergem la squash. Da, da, ai zis că a ajuns deja. Uite să-mi luminez fața așa, uite ca la filme de groază, povești de groază, așa. A fost o dată un ied și era diabolic. Îmi pare rău că ziceai asta și eu sunt mai aproape de cameră și eu mor pe la glumă și stai liniștită. Stai liniștită, stai liniștită. Așa, sunteți gata băieți și fete? Uite mă, homie, ce zici homie? Da, îmi pare rău, trebuie să intri în vlog, n-ai cum. Salut, salut, salut. Ești gata pentru scandal? Salutare. Salut, gata salut. Pentru scandal, hai să ne gata. Vedem. Hai că e bine că te vede și unchi meu acum pe a, video, da? Să uite la vlogurile noastre mereu. Ala e. Hai să vedem ce și cum. E că n-am voie să filmez acolo, trebuie să fie pe șustă. Cum n-ai voie? Zic și eu așa. Bunicule, ești pregătit pentru acțiune? Nu. Nu? Hai să ne rupem fâșile. Deci avem sala asta, right here. Și mai avem sala 3 din partea aia. Dar e lumina stinsă, mă duc acum. Asta de aici. Aprindem luminile. Așa. Ah, un becar sunt partea aia. E ok. Hei, Vardo! Era zic că am schimbat lentila, dar nu pot schimba lentila la GoPro. Am pus modul Super View să vadă efectul ăla fisheye, să ia cât mai mult în cadru ca să vadă mai bine. Eu zic că e mai ok așa. Ready acum. Suntem ready to go. Hai la bunicu. Hai la bunicu, să vedem. Bunicu are un prim match cu mexicanul, să vedem cine câștigă. Ia uite aici. Ia man. Uite pe aici prin gaură. Periculos rău, bunicu. Nu te încurc. Gata, hai că nu
Bun, o să fac un match acum cu Codruț. Ne facem încălzirea. Face câteva cadre. Și după o să pun GoPro legat la piept aici, că mi-am luat hamul cu mine de la GoPro. Am un ham așa șmecheros care vine așa piept și vine GoPro fix aici. Dar se iau mai de câteva cadre aici. Să se vedem. Unde să pun eu? Cred că o pun aici. Uite așa, că am și piciorul și la trepiedul ăsta mic. Ia să vedem. Hă? Cred că e bine așa. Uite așa. Bă, ce mai mult e perfect. Poate un pic mai sus. Așa. E perfect, da. Haide. Mexi, filmează-o și pe mine puțin, te rog frumos că... Ia băgă. Da. Nu știu cum mai bine hamul ăsta. Da? Așa cred că vine. O, oh, retro. Băiatul de mingi. Stai așa, bă, cum dracu vine, mă, asta? Cred că așa vine. Nu? Așa trebuie să vină. Și tragi de ele din partea aia. Da, peste burt am mâncat acasă. De aia așa plin. Păi și acum, uite, mai am unul aici. Stai așa. Yeah. Și acum vine asta aici. Vine GoPro fix aici, băgat în piept. Stai așa. Au! Uite-mă așa. Aolo. Bag asta aici. Gata, mă. Ah, da, mă, da, uite și. Mamă, first person view. Robocop. Ai un pistol? Unde așa? L-ai bătut! L-ai bătut? Ia tu știi de ce mă duc să schimb paleta? Bă, dacă te murdărești pe mâini, da. Gata? Da, zi. Gata. Gata. Hai să te bat. Da, hai să facem, te rog, după cum am zis eu. Da. Cred că am pus strâmbă ăsta. Joci în partea asta alaltă? Paleta asta se ia. Asta nu e aia care va să fie. Nu știu dacă e aia, cred că e alta. Hai, jucăm acum? Ok, e început bine. Ai început... Unu zero pentru mine.
Eu servesc, da, eu servesc. Hai, e 2-0 pentru mine. Bă, mai o minge pe aici. Bă, de ce aruncați o minge pe aici? Yo, uite, mă! Stai că s-a învățat Bianca. Uite aici jos. Nooo! 3-1. A dat perete, 10-10. Uite, e șansa ta să mă bați acum. E 10-10, servesc. Nu trebuie să muzi, unde? Să vezi, stai acolo sau? Alege acum că e 10-10. Ok, ultima servă, cine câștigă? Câștigă. Bine, hai. Eram sigur că îmi dai din astea. Aaaa, uite cine câștigă. Deci nici măcar n-a trebuit să mă străduiesc, că ai dat pe lângă minge. Asta este. A dat pe lângă minge. Deci a fost 10-10. Așa a câștigat și la mine. Am fost 10-10, am servit și a dat pe lângă minge. Gen, nu din prima, dar a dat după de pe lângă minge, gen. Ia uite. Pauză pentru mine. 15 lei și pentru apă. Da, da, și pentru apă. Gata, aici s-a încheiat și acest vlog. Sper că v-a plăcut. A fost ceva mai diferit. Poate v-a plăcut și pe voi să vă duceți la squash. Dacă doar ca să ne punem pe net. Poate acest video v-a convins și pe voi să vă duceți la squash, să faceți un pic de mișcare, pentru că în perioada asta de iarnă nu prea poți să dai pe skate așa, măcar ai o opțiune să faci sport. Bă, ce dracu? Nu, l-am văzut pe bunicul să chinuie acolo să bage panoracul pe el și s-a părut interesant. Așa, pot să mă laud azi că n-am mâncat bătaie de la nimeni. De la nimeni n-am mâncat bătaie astăzi. De la nimeni. De la nimeni, Bianca. Ne auzim. Nu uitați să dați subscribe. Peace! Like și share! Like și share! Like și share! Like și share! Ăla e!